Pe 24 ianuarie 1905 s-a născut Grigore Vasiliu Birlic, unul dintre cei mai mari actori români de comedie. Acesta a jucat în multe piese de teatru, precum și în filme. Numele de naștere era Grigore Vasiliu, Birlic fiind doar o poreclă pe care a primit-o datorită succesului din piesa Birlic, jucată la începutul carierei sale. Grigore Vasiliu Birlic s-a născut în familia unui mic negustor de pe strada Pârâul Târgului din Fălticeni. În copilărie a vrut să se facă clown la circ, dar a fost potolit de tatăl său. A absolvit în anul 1924 cursurile liceului Nicu Gane din Fălticeni, făcând parte din prima promoție a liceului. Fiind om al Fălticeniului, municipiul sărbătorește și în prezent. Timp de o lună, 24 ianuarie-21 februarie, fălticenenii se pot întâlni cu actorul prin intermediul câtorva filme artistice în care cunoscutul actor a interpretat diferite roluri, filme reunite sub titlul Filmele lui Birlic. De ce ești așa de cătrănit, nene, jos? Am venit să mă spăți. Ce ai pățit? Ți s-au anecat corăbile sau ți s-au uscat răsadurile de vasă? De corăbii nu zic, dar cu răsadurile e bine. Am făcut cum ai învățat neta și țin. M-am uitat de dimineață la el. Cum ajung acasă, le sădesc. Păi atunci, alta-i buba. Ce fel de viață o mai fi și asta, să trăiești mereu cu frica în suflet, așteptând din moment în moment să vină un șef peste tine, dar încă șeful cel mare. Cine știe ce o să mai născocească mâine? Te pomenești că iar o ia razna prin birouri. Dacă și-a pus în cap să cerceteze peste tot, adio liniște! Fălticenenii pot viziona în fiecare joi până pe 21 februarie, începând cu ora 18 la Centrul Cultural, ce-i poartă numele Grigore Vasiliu Birlic, câteva filme în care a jucat actorul.